Bună seara! Începem seria de emisiuni politice, administrative și de altfel, chiar și reportaje aici pe Tele21 Bistrița. În această seară de vineri, prima ediție, vineri seara în direct, alături de dumneavoastră este Loran Tot de la Uniunea Salvați România, prima sa apariție aici, pe urmă Gabriel Lazani, managerul încă al Spitalului Județean Clinic de Urgență Bistrița și, evident, ultimul, dar nu ultimul pe listă, Alexandru Gavrilaj, managerul Centrului Muzeului Județean Bistrița Năsăud. Este o serie de evenimente care preced campania electorală pentru prezidențiale și parlamentare, campanie care va începe undeva în noiembrie, însă până atunci vom aduce aici cam pe toată lumea. Bun, asta este, vă las împreună cu acești primi trei invitați ai noștri. Până la o nouă revedere, numai bine, sănătate! Bună seara! Începem o serie de interviuri politice și nu numai, nu o să fie doar politice, dar suntem într-o perioadă care precede până la urmă toamna electorală, alegerile prezidențiale și cele parlamentare. La ora când înregistrăm acest material, știm clar că avem alegeri prezidențiale în ultima duminică din noiembrie 24, pe urmă, în 1 decembrie, avem alegeri parlamentare și în 8 turul 2 al prezidențialelor. Este calendarul făcut la înțelegere, într-o primă discuție cu partidele, pe urmă, sigur, în coaliție. Invitat președintele Uniunii Salvați România, Bistrița Năsăud, Loran Tot. Vrem să discutăm modul în care partidele, mă rog, fosta alianță Dreapta Unită, pentru că ea nu mai există de drept, își pregătește această toamnă electorală. Știm că Rena Lascon este și președintele USR și candidatul USR deocamdată la prezidențial, așa că vom avea de discutat, mai ales că, sigur, alianța asta nu a mulțumit pe toată lumea, practic cred că a nemulțumit pe toată lumea această alianță. Bună seara până la urmă și bine te găsesc, bine te văd, nu ne-am văzut foarte greu, a fost o campanie grea, așa că lasă... Da. Da. Bună seara și în primul rând mulțumesc pentru această invitație și pentru acest dialog. Într-adevăr, venind după o perioadă destul de dificilă, foarte încărcată, aici mă refer la alegerile locale și alegerile europarlamentare, practic două alegeri comasate. A fost o perioadă grea, având în vedere că practic am fost într-o alianță, atât la nivel județean cât și național. Și eu zic că după 9 iunie alegerile, cel puțin pentru noi, a fost în primul rând un duș rece, n-au fost niște rezultate la care, să zic așa, că ne așteptam. Ne-am dorit mult mai mult, am înțeles mesajul venit de la electorat și acum ne pregătim pentru următoarea perioadă. Am înțeles acest mesaj, să zicem, subliminal, pe care liderii dreptei și nu numai în acest moment Alianța Dreapta Unită nu mai există. S-au pus mari speranțe în această Alianță Dreapta Unită. Îl întrebe președintele USR, Bistrița Năsăud, având în vedere noul context al Uniunii, ce a mers și ce nu a mers în această alianță, pentru că voi ați verificat pe teren, m-am văzut în teren, ați fost împreună în echipă în teren, deci ce nu a mers în această alianță? Păi, nivel local, nivel național, regional, ce Așa cum se văd și din rezultate, alianța n-a mers atât la nivel național cât și la nivel local, deci practic nu ne așteptam chiar să ne așteptam, având în vedere că noi am mai trecut, vorbind de USR prin alianțe, să fie anumite sincope, să zic, la nivel județean, având în vedere că pentru alegerile locale am fost o alianță de trei partide. Din păcate, n-am mers lucrurile așa cum ne-am dorit, au fost anumite neînțelegeri și aici mă refer mai mult la
filialele locale și la oamenii din teritoriu decât la nivel județean. Rezultatele nu sunt cele scontate. Chiar am ratat să intrăm în Consiliul Municipal. Cu o voce bună care era și Nicolae Păvălean, de exemplu. E un exemplu aici. Da, este un exemplu. Deci, practic, am avut consilieri harnici care din 2020 au depus o muncă continuă în consiliile locale unde ei au intrat în 2020. Din păcate, datorită acestei alianțe și a pragului electoral mai mare decât ca și 8%, partid, da, 8% am ratat intrarea atât la... Și aici cea mai mare problemă e că n-am mai intrat la în Consiliul Municipal și pe orașe, nici în Năsău n-am reușit să intrăm și asta a fost un duș rece pentru noi, am tras niște concluzii și acum mergem înainte. Aici cred că mă pot gândi și la modul în care, hai să zicem, s-a pierdut la Monor, la 3 voturi de distanță, pe urmă prestația bună a unor consilieri USR, Dumitra, Rebra, Rebrișoara, Năsăudu, iar și totuși, din păcate, având 8%, nu ați putut trece de Da, din păcate, astea, deci cea mai mare problemă a fost, într-adevăr, pe orașe. În unele comune am intrat, chiar în unele comune care până acum nu am fost și aici mă refer la Șintereag, la Teaca și mai sunt și alte comune. De exemplu, acolo unde am avut consilieri locali buni, ne-a mărit scorul față de 2020 și am intrat cu mai mulți consilieri și aici mă refer la Ciceu Mihăiești sau la chiar la Rebra, unde speram să facem un rezultat bun și să ne batem Rodna, pentru primărie, la Rodna la fel, la Monor, cum ați spus că am pierdut primăria la 3 voturi. Da, asta a fost o frustrare de-a dreptul. Dar, din păcate, asta înseamnă politică, oamenii au decis și mergem înainte. Da, în acest moment, practic, spuneai că nu avem Alianța Dreapta Unită, pleacă, adică intră în istorie și, sigur, foarte rapid USR și-a demonstrat capacitatea de a încerca să meargă mai departe, evident că mai sunt două rânduri de alegeri, 3 duminici, în după lor vom avea alegeri, prin un nou lider, atunci un nou lider, mizați pe Elena Lasconi, fostă jurnalist primar la Câmpulungul Cel, puternică, o femeie puternică. Ce înseamnă asta, așa, din punctul vostru de vedere, punctul tău, din punctul meu de vedere înseamnă un restart față de strategia pe care am avut-o până acum și ne-am schimbat atât președintele USR la nivel național cât și conducerea partidului, practic, în congresul de duminica trecută s-a schimbat și conducerea partidului, adică biroul național. Au intrat oameni care deja, să zic așa, au demonstrat în ultimii ani că sunt capabili să facă administrație și aici mă refer și la Dominic Friț, care face parte din Biroul Național, care este a recâștigat primăria Timișoarei, Lucian Stanciu Viziteu, care a câștigat primăria Bacăului și așa mai departe. Și pe lângă acești oameni și parlamentari și alți lideri care până acum nu au fost angrenați așa în conducerea partidului și care au înțeles mesajul și au venit să reîmprospătăm puțin direcția și să schimbăm puțin și rezultatele, adică să încercăm să o scoatem pe Elena, să intre cel puțin în turul 2, noi ne dorim chiar să facem chiar ne dorim să câștigăm președinția, ne dorim să introducem mai mulți parlamentari la alegerile parlamentare decât am introdus în 2020. Deci, practic, asta este direcția.
Am auzit-o pe Elena Lasconi astăzi, de puțin timp, vorbind de negocierile pe care le-ar avea cu Partidul Național Liberal, cu domnul Ciucă, până la urmă. Am auzit pe domnul Tomac vorbind despre această unificare a dreptei, într-un fel sau altul, nu știu cum, după această alianță, încă o alianță, dar e posibil orice. Și trebuie să întreb în momentul ăsta, da, Lasconi spunea, spunea că nu este nimic încă negociat, că s-ar discuta lucruri, dar care evident nu le poate vorbi, că clar că nu se poate vorbi. Sunteți dispuși aici la o, zicem, o reunire a dreptei, adică... Deci, vă zic, la nivel județean încă n-am avut genul acesta, niciun fel de discuții. Ideea este că acum, ce să zic, pe noi ne interesează prezidențialele și parlamentarele. Într-adevăr, sunt anumite discuții, dar așa este în politică. Întotdeauna se negociază să vedem care sunt cele mai bune soluții care să le punem în practică. În momentul de față nu există nicio înțelegere sau așa ceva. Practic, și marea majoritate a membrilor USR își doresc să mergem doar pe USR, pentru că, dacă bine țineți minte, și în 2020 am avut alianțe, da, și acum, în 2024, alegerile locale și alegerile parlamentare, tot alianțe am avut și, practic, ne dorim să mergem pe USR separat, să vedem exact cum stăm și ce părere are electoratul despre noi. Da, este și asta o variantă. M-am înțeles eu că se discută cu Reper, o reunificare... Astea sunt doar speculații, până acum nu este nimic concret. Mă gândeam, iarăși mă întorc la tine, mamă. E interesant cum vorbim. Cum comentezi această, să zicem, decizie în coaliție, pentru că sau Marcin Ciolacu, premierul, s-a consultat cu partidul, dar decizia tot pe ce a vorbit cu Ciucă astăzi în coaliție. Trei rânduri de alegeri, de fapt două rânduri de alegeri, sunt prezidențiale în două tururi de scrutin, ceea ce e foarte bine. Și avem parlamentarele la mijloc de prezidențiale, exact de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Cum comentezi? Cum vezi? Mi se pare un program foarte, foarte încărcat. Sper ca cumva electoratul să înțeleagă importanța acestor alegeri, atât alegerile prezidențiale, unde de obicei oamenii se duc la vot și e prezența cea mai mare, dar și alegerile parlamentare, pentru că până la urmă ce se întâmplă și ce se decide în Parlament ne afectează pe noi toți, adică toate legile pe care parlamentarii le votează și le pun în practică ne afectează pe noi toți și este important ca să trimitem acolo oameni capabili, oameni serioși și oameni care înțeleg problemele României și a românilor. Deci, eu zic că este un program foarte încărcat, dar asta e. Și alegerile locale cu cele europarlamentare au fost la fel de încărcate. Am încercat să facem o treabă cât mai bună. Vom vedea. Este prima dată, încă nu se simte. Deocamdată membrii USR, PMP și așa mai departe încă sunt în consilii locale, consilii județean și așa mai departe, consilii comunale. Însă 2024 și până în 2028 vor lipsi. După 2 sau 3 ani, să zicem, din trecut, din 2020, de la pandemie, USR s-a dovedit a fi un factor de echilibru în consilii locale dominate clar de PSD și PNL, la Bistrița, unde PNL domina Consiliul Municipal, s-au schimbat, iată, lucrurile și este undeva bară la bară în acest moment viitorul Consiliul Municipal, vom vedea cine va face majoritatea. La Consiliul Județean lucrurile sunt cum sunt. Te-a întrebat,
va lipsi acest element progresist în politica locală, dovedit că e ok dacă există. Adică e foarte bine când avem multe curente, când sunt foarte mulți oameni și când puterea poate fi și combătută, chiar din interiorul ei până la urmă. Cel mai bun lucru din lume. Exact. Din păcate, asta e marea noastră dezamăgire când am intrat în Consiliul Municipal și în Consiliul Local la Năsău, dar cel puțin în restul comunelor unde am intrat sau unde unde ne-am păstrat sau ne-am mărit locurile de Consiliu Local, aceeași discuție. Chiar dacă o să fim în opoziție, și în 2020, consilierii noștri locali, când am avut o discuție cu ei, același lucru, au mână liberă, astfel încât nu contează ce proiect vine din partea PSD, PNL sau altui partid, dacă este un proiect benefic pentru comunitate, atunci îl poate vota. Dacă se vede că nu este un proiect bun, atunci poate aduce amendamente, poate să vină să îl îmbunătățească sau implicit să se opună. Și pe lângă aceasta, eu vă zic că toți consilierii locali care în 2020 am intrat în consiliile locale au avut proiecte de hotărâre de consiliul local depuse și susținute. Unele chiar au trecut, altele nu. Asta ține de politică. Același lucru și acum. Și chiar dacă am mers pe parte de alianță acum cu PMP și Forța Dreptei, chiar dacă probabil la alegerile prezidențiale și parlamentare nu o să mai fim în alianță, asta nu înseamnă că consilierii locali nu vor conlucra între ei, cei PMP și USR, astfel încât să lucreze în folosul comunității, să depună proiecte pentru comunitatea pe care o reprezintă. Asta este și discuția de dinainte de alegeri, când am făcut listele pentru consiliile locale, astfel încât și după alegeri, orice s-ar întâmpla, oamenii să conlucreze între ei și să, în primul rând, să lucreze pentru comunitatea pe care i-a trimis acolo. Asta e cel mai important. Domnul Corba spunea că și el, adică cumva și el vrea să candideze tot din partea polului de dreapta, în opțiunea domniei sale, iată că mai există acest pol de dreapta, în opțiunea Elenei Lasconi, o citesc pentru că ea vorbește mult, vorbind din media, comunică foarte bine, ea a spus că nu, aici lucrurile sunt clare, ea este candidat la președinția României și nimeni altcineva din partea UTR. Și este exclus o susținere a lui Ludovic Orban. În acest moment, credeți că candidatul Lasconi este ceea ce ar aștepta, să zic, în urmă România? O Românie în foarte multe locuri, 75% misogină, dar să mai vorbesc de județele mici, unde misoginismul, gen Bistrița Năsău, unde iată, nici acum nu am reușit după 35 de ani să avem măcar un primăriță. Da. Eu zic că Elena Lasconi este ceea ce trebuie pentru România, având în vedere că, nefăcând administrație până în 2020, a câștigat primăria Câmpul Lung și a demonstrat acolo că se poate și a implementat foarte multe proiecte, a adus multe fonduri europene pe care le-a implementat în municipiul respectiv, a demonstrat că se poate și are câștigat mandatul cu peste 70%, deci practic mult mai mult decât cu cât a câștigat inițial și deja se vede că știe ce trebuie, știe administrația, a învățat și cu siguranță va fi o soluție viabilă pentru România ca și președinte a României. Gândesc la USR, Vistan Sudul cunosc de la început, am această pretenție de a cunoaște Uniunea de la începuturile ei, când vă întâlneați în restaurant, și pot să spun că n-aș prea avut noroc la parlamentari, mai ales ultimul a fost un nenoroc total, domnul Loran Sas. Sigur, nu să comentez acum inactivitatea lui și inexpresivitatea lui politică. Vreau să întreb care este direcția pentru parlamentare, pentru că ele vin. E
puțin. Iulie, august, iată că s-a scăpat, erau stresați liberalii pentru că putea face concediile în Belize și în alte zone. Iată, se pot duce liniștiți, da. Nu-i oprește nimeni și neorară și Bogdan se poate duce în concedii și alții de pe aici. Domnul Duc se poate duce în concedii. Dumneavoastră, cum credeți că vor arăta listele USR pentru Parlament? Bun. Așa cum ați spus, mai ales acum din 2020, a fost un eșec total, având în vedere că am avut un deputat din partea Alianței USR Plus care nu prea a performat. Asta s-a văzut și la nivel județean. Lipsa unui parlamentar, așa da, cum PNL a rămas într-un singur parlamentar. Exact, și poate și asta a contat destul de mult în organizația noastră. Noi avem un statut. Vom vedea acum, practic, delegații și toate filialele locale vor stabili lista pentru deputați și senatori din partea USR. Bineînțeles, după ce vom avea această conferință a filialelor județene prin care se stabilește cine vor fi candidații, va trebui să fie validată de către Biroul Național și de către președintele USR, doamna Elena Lasconi. Sper că totuși să avem maturitatea prin care să desemnăm oameni capabili, oameni care să înțeleagă că funcția de deputat sau de senator înseamnă în primul rând să mergi și să lucrezi și să-ți pui energia în a dezvolta legi pentru România și pentru români și nu merge acolo și numai face act de prezență și atâta tot. Deci, practic, ne hotărâm să avem niște oameni harnici, competenți și care în următorii 4 ani să lucreze pentru bistrițeni. Este exclus orice relație cu reperul? În momentul de față, da. Deci, în momentul de față nu se poate discuta de o relație cu reper. Tot revin la doamna Lasconi, care spunea de parlamentare și așa cum zici tu, ea zicea nu neapărat decizia va fi acolo în filiale, mă rog, sigur că ultimul sunet îl dă ea acolo pe listă, așa cum e și la PSD și la PNL. Pentru că în politică e never say never. Eu nu pot exclude ca, să zicem, în toamnă, între două prezidențiale să se mai întâmple ceva interesant, vreo alianță, vreo ceva. Așa cum nu putem exclude o relație foarte bună pe care USR a avut-o cu PNL-ul într-o vreme, ea poate fi reluată, am văzut că există tot felul de puncte comune, deja se încearcă cumva PNL încearcă să-și scoată cumva să taie de cămașa dacă nu va merge povestea cu PSD-ul mai departe. Cum vedeți astea? Păi, eu vă zic, deci să știți că există o parte și din PNL care n-au agreat niciodată această alianță cu PSD-ul și care cumva, să zic, își doresc o schimbare și bineînțeles, USR fiind un partid de centru-dreapta, primii cu care am avea niște discuții în acest sens ar fi, bineînțeles, partea de PNL care își dorește acest lucru și îs anumiți lideri și la ei care nu văd bine pe alianța cu PSD și și-ar dori schimbarea. Dar asta depinde doar de ei. Noi, pentru moment, ne vedem de drumul nostru, știm ce avem de făcut și mergem înainte. Vom vedea discuțiile după aceea sau înainte de a alege ce soluții vor veni, dar pe moment mergem înainte ca și USR. Apropo de final, am promis că nu vă stresez eu foarte mult, dar este un curs, un sondaj curs, nu mai vorbesc de Inscope Research, vorbesc doar de curs, care mie confirmă faptul că în acest moment toată tevatura din jurul prezidențialelor și a parlamentarilor a fost doar teatru, ieftin. Dar nu teatru ieftin, teatru scump, pentru că e pe bani publici. Și am văzut acolo și cifrele.
32 PSD, 24 PNL, ceea ce înseamnă că în orice moment, dacă duminica viitoare sunt alegeri, cele două partide refac, de fapt, alianța există, nu s-a distrus niciodată și vor putea guverna. Am înțeles că, de fapt, toată această poveste a fost așa cum a fost ea și că proiectul comun ar putea continua și după, mai ales că, apropo, ce spuneți de Mircea Joană, candidat independent susținut de o anumită coaliție? Eu zic că este exclus, nu cred că o să fie susținut de cineva, dar asta rămâne de văzut. Eu zic că cu siguranță PSD și PNL vor avea candidaților la președinție. Și atunci, cum comentați faptul că acum, în momentul când mă uitam aici pe telefon, când facem acest material, domnul Marcel Ciolacu, așa că e poza, a anunțat congres extraordinar pentru stabilirea candidatului Partidului Social Democrat, spune domnul Ciolacu, fie el și independent. Eu zic că nu cred că o să fie independent, că nu o să-și permită PSD-ul să susține pe cineva. Nu, un candidat din PSD, dar Mircea Joană poate că carnetul are gen, cum s-ar spune pe Bârgău. Mulțumesc frumos pentru sinceritate, pentru modul în care am dialogat, că mi-aștept să vorbim la masă și succes în ceea ce veți face în această vară și, evident, în toamnă și iarnă. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru acest dialog foarte, foarte ok.